Duel de foc în fața unui stadion arhiplin la Botoșani. Moldovenii lui Bogdan Andone au primit în cadrul etapei a 8-a a play-out-ului vizita celor de la FC Voluntari cu un moral bun după ce au obținut două victorii consecutive cu Dinamo și Petrolul. Roșalb-albaștri au intrat pe teren cu un singur obiectiv, acela de a învinge pentru a își face viața mai ușoară în ultima etapă, cea de la Galați. Însă, cum socoteala din vestiar nu se potrivește câteodată cu cea de pe teren, bara s-a opus de două ori visului moldovenilor și încă de două ori portarul Jesus Fernandez. Nici ilfovenii nu s-au lăsat mai prejos și au încercat să pună mâna pe toate cele trei puncte, însă Luca Kukić a fost și el la datorie și a închis cu succes poarta botoșenenilor. La fluierul final al arbitrului Sebastian Colțescu, tabela de marcaj de pe stadionul municipal indica 0 în dreptul gazdelor și tot 0 în dreptul oaspeților. Un joc dificil, un adversar care practic își juca o șansă importantă, să nu spun ultima șansă, pentru a evita locurile de baraj sau locurile directe. Un meci cu o încărcătură emoțională foarte mare, a fost și stadionul o presiune enormă cu stadionul plin și ora jocului, dar un meci în care sunt foarte mulțumit de băieți pentru modul în care s-au luptat, pentru modul în care au încercat să joace și pentru credința care au avut-o și presiunea care au pus-o până la ultima fază a jocului, în care am și ratat o ocazie monumentală. Și din acest punct de vedere merită toate felicitările și tot respectul tuturor. După mai bine de o lună în care elevii lui Bogdan Andone nu au avut nicio zi de odihnă, a venit și momentul mult așteptat. FC Botoșani a reluat antrenamentele în cea de-a treia zi de Paște și se pregătește temeinic pentru ultima bătălie a sezonului de play-out. De marți încolo să pregătim bine jocul de la Galați și să ajungem din toate punctele de vedere 100% la acel joc. Punctul câștigat sâmbătă o menține pe FC Botoșani deasupra locurilor din zona fierbinte a clasamentului, iar pe FC Voluntari pe poziție de baraj. În ultima etapă, moldovenii se vor deplasa la malul Dunării pentru a se duela cu Oțelul Galați, iar FC Voluntari va primi vizita celor de la Universitatea Cluj. Ambele partide vor avea fluierul de start duminică, 12 mai, la ora 21:30.